Sucevenii sunt încântați de locul în care trăiesc. Deși sunt conștienți că există loc și de mai bine, aceștia iubesc Suceava. Suceava cât din partea Sucevii. Asta mi-a plăcut Suceava, că am plăcut toată țara. Din Sibiu am luat-o direct prin toate orașele. Și am ajuns în Suceava din cauza mamei, că era bătrână. Și noi, tata și soțul, era militar. Și îmi place Suceava, e curată. Nu-i ca alte orașe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Suceava? Cândva a însemnat un oraș plăcut, dar acum cam e mare dezordine. Ce înseamnă pentru tine Suceava? Suceava, un oraș frumos. Da, îmi place foarte mult orașul în care trăiesc, că e curat, oamenii sunt respectoși. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Suceava? Suceava pentru mine înseamnă totul. Aici locuiesc, aici am desfășurat activitatea ca pensionar. Spuneți-mi două lucruri pe care ar trebui să le știe lumea despre Suceava. În primul rând trebuie să știi că a fost un loc istoric, a fost capitala Moldovei. A doilea rând trebuie să știi că aici sunt oameni bucovineni care trăiesc pe aceste meleaguri. Sunt oameni buni, înțelepți. Pentru că sunt flori multe, se face curățenie și ar trebui să se mai implice și mai mult, domnul primar. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Suceava? Suceava este locul meu natal. Și este... Locuiesc din 80, în Suceava am locuit pe Zamca, iarăși un cartier plăcut. Din 85 locuiesc aici. Place. Îmi place, dar din amintiri... Pot să spun că era mai frumos pe vremuri și mai multă curățenie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Suceava? Da, un loc încărcat de istorie. Eu trebuie să precizez, nu sunt suceveancă, dar m-am adaptat. Eu m-am născut în Vaslui, dar m-am adaptat. Prima dată am văzut Suceava, eram în clasa 6-a. Într-o excursie am fost cu clasa și m-a atras foarte mult curățenia orașului de atunci, de acum mulți ani. Și da, m-am adaptat Sucevei, îmi place, un oraș dinamic, pot să spun, dar se mai pot face și multe alte îmbunătățiri. Teritoriul Sucevei și împrejurimile ei au fost locuite, așa cum atestă cercetările arheologice din timpuri străvechi.